Salutare! Bine v-am găsit sau regăsit la știrile săptămânii din domeniul spațiului. Înainte de toate, nu uitați de like și abonare. Japonia a adus fragmente de pe un asteroid pentru a fi studiate. Pe data de 3 decembrie 2014, ei au lansat nava spațială Hayabusa 2 către asteroidul Raigu la distanța de 300 de milioane de kilometri de pământ. Nava a colectat o probă de aproximativ 40 de centimetri în diametru, iar apoi a plecat înapoi către pământ. Bine, evident, nu a fost așa de ușor. Dacă vreți toate detaliile, ca de obicei, las link în descriere cu știrile. Capsula în care se află Monstra a ajuns pe pământ în Australia, într-o zonă puțin populată, pe data de 6 decembrie. Putem spune că asta a fost cadoul moșului Nicolae pentru ei. Frumos cadou, din punctul meu de vedere, și eu aș vrea așa ceva. Ar putea părea că nu e ceva wow, dar trebuie să ne gândim că un asteroid e ca acul în carul cu fân, deci nu e chiar ușor. Mai ales că misiunea a fost fără oameni la bord, evident. Am zis să menționez treaba asta. O mică greșeală am găsit în articol, traduc în română evident și citez. Oamenii de știință spun că probele, în special cele prelevate de sub suprafața asteroidului, conțin date de acum 46 de miliarde de ani, neafectate de radiațiile spațiale și de alți factori de mediu. Sunt de fapt 4,6 miliarde de ani, nu 46. 1,4 să facă mare diferență. După separarea navei de capsulă, ea, adică nava, a fost retrimisă în altă misiune către un alt asteroid. Numele îl las pe ecran. Misiune ce va dura 11 ani. Această misiune este făcută pentru studierea prevenirii unui eventual impact între un asteroid și Pământ. A doua știre este despre cea mai mare dronă din lume, cel puțin așa zice articolul. Această dronă este suficient de mare pentru a duce sateliți în spațiu. Cu aproximație vorbind, pentru că în articol unitatea de măsură este feet, drona are 24 de metri lungime, 18 metri lățime și 5 metri și jumătate înălțime, iar masa o are de 28 de tone. Cu această dronă se preconizează că vor putea lansa încărcături către stația spațială în cam 3 ore de la primirea lor, ceea ce e foarte repede. Prima misiune o va avea în 2021 pentru forțele aeriene americane. Drona funcționează pe combustibil normal de avioane, iar după cum vedeți și în poză, are design de avion. Deci tot ce au nevoie este de o pistă normală de avioane de cam 1 km lungime. Din ce am înțeles, aceasta va fi ghidată cu ajutorul sateliților, adică nu are nevoie de oameni la bord, de aia zice și dronă. Tehnologia în sine nu e nouă, doar modelul de abordare am putea spune că e ceva nou. Dar și nava Columbia avea și ea oarecum design de avion, după cum puteți vedea și dumneavoastră, însă tot cu ajutorul rachetelor ieșea din atmosferă, precum orice rachetă spațială obișnuită sau navă spațială obișnuită. Cam asta a fost, încerc să fiu cât mai scurt și la obiect, așa că până data viitoare vă doresc multă sănătate și numai bine.